Inspectoratul Școlar Județean Călăraș a organizat miercuri 17 iulie examenul de titularizare. Anul acesta, testarea candidaților s-a făcut într-un singur centru de examinare deschis la sediul Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu. Rezultatele vor fi afișate pe data de 23 iulie, iar candidații nemulțumiți de rezultat vor avea 2 zile la dispoziție pentru depunerea contestațiilor. Afișarea rezultatelor finale se va face pe data de 30 iulie, iar repartizarea pe posturi se va face în ședință publică la sediul Inspectoratului Școlar Județean Călăraș pe data de 31 iulie pentru candidații care au obținut note peste 7 în limita posturilor publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. În perioada 26-27 august 2019 se va face repartizarea candidaților care au obținut note peste 5. În sesiunea de anul acesta, privind concursul de ocupare a posturilor catedrelor didactice, s-a organizat ieri, în data de 17 iulie. La nivelul județului am constituit un singur centru de concurs la Școala Gimnazială Nicolae Titulescu. Am avut 343 de candidați înscriși. Dintre aceștia, 35 de candidați au susținut prova scrisă în alte județe, pentru că au dreptul să se înscrie în mai multe județe. În ziua concursului am avut prezenți 229 de candidați. Din cei 229 de candidați, 80 de candidați s-au retras. 149 de candidați și-au predat lucrările pentru a fi evaluate. Așteptăm rezultatele înainte de contestații. Vor fi afișate pe data de 23 iulie. Candidații au dreptul să depună contestații, au prevăzute 2 zile, respectiv 23 și 24 iulie, în ziua de 23 iulie până la ora 21, în ziua de 24 până la ora 15. Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Călăraș. Comunicarea rezultatelor finale după contestații se va realiza pe 30 iulie. Pe data de 31 iulie, a doua zi, după afișarea rezultatelor finale, se va organiza ședința de repartizare a candidaților care au media de repartizare peste 7. Pe posturile titularizabile scoase la concurs. În nivelul județului au fost publicate 136 de posturi titularizabile pe perioadă nedeterminată. În cadrul acestora predomină posturile de învățător, educator, în special în mediul rural, educație fizică și sport, și pentru restul disciplinelor numărul este relativ mic, câte 3-4 matematică. De asemenea, sunt posturi titularizabile pe limbile moderne, engleză și franceză. Astea sunt problemele învățământului nostru călărășan și sperăm că, da, de la an la an să se micșoreze situația aceasta cu profesori netitulari pe posturi importante în învățământul nostru.